Nici nu a apucat să-și desfacă bagajele, căci prima invitație la date din partea burlacului a și sosit. Fetelor, avem un plic. Hai să vedem. We have a letter. De ce ai invitat doar 3 fete în capacul? 3 pentru că de fiecare dată până acum aveam 3 date-uri și cu cele 3 fete voi avea 3 single date-uri. Te las că e pentru tine. Da? Da. Nu mai fac grup date-uri, nu cred că își mai are rostul grup date-ul acum. A avut rostul lui la început, acum e cazul să-l lăsăm la vatră. Mă porți cu viteză prin diferite stări și mă faci să... Ajută-mă. Vrei să citesc eu? Să vreau să trăiesc și mai intens. Clipele pe care mi le oferă viața. Alexandra, te aștept să petrecem la fel de frumos împreună timpul care ne-a mai rămas. Prima dată voi merge cu mezina acestui trio, și anume Alexandra. Cred că ea este și cea mai nerăbdătoare și nu vreau să o las să aștepte. Ok, mă duc să mă pregătesc acum. M-am gândit să o duc în Valea Iubirii, Valley of Love, așa se numește locația unde am hotărât să mergem. Este o locație foarte frumoasă și se vede incredibil de frumos apusul acolo. Hey. Te-am simțit. Ce faci? Foarte bine, tu ce faci? Și eu. Chiar e frumos. În 2 minute e gata, soarele. Da? Am fost cât pe ce să ratăm apusul, pentru că am ajuns destul de târziu și de greu în acea locație. Ți-am luat și un cadou. Da. Aici bate vântul și am să te protejez un pic de nisip. Încerc să mă protejez așa. Da. Da, așa. Eu sunt o persoană căruia îi place mai mult apusul decât răsăritul și chiar mă bucur că a fost Alexandra alături de mine. Dar am înțeles că tot e oraș, mă gândesc, nu? Sau ce? E suteran, da. Da? E făcut tot din piatră. Uh-huh. E un oraș, de fapt sunt mai multe orașe suterane aici. Uh-huh. In this valley of love. Dar știi ce? Putem să luăm o pietricică de aici și să o ținem ca suvenir. Da. Uite, ți-o dau pe asta. Pe care mi-o dai? Asta, care arată ca o inimioară. Ce tare! Da, Alexandra e copilăroasă și îmi place chestia asta la ea. Atunci când vezi inimioară, e pe semne că ești îndrăgostită și găsești forma aceea în orice lucru pe care îl vezi. Pare fragilă inima asta. Da. Așa mi se pare. Ți se pare fragilă? Atunci să ai grijă. Dar știu că ei plac lucrurile astea girly, știi? Să mai am o surpriză pentru tine. Ești plin de surprize. Sunt plin de surprize. Cred în semne, da. Cred în semne și câteodată, după ce le observ, stau să mă gândesc mai bine ce anume reprezintă. Timp de o oră și jumătate, Andy și invitata lui s-au bucurat de frumusețea locului. Ești bine? Sunt bine, da. Încerc să fiu cât mai ușor pentru Camila. Nu am mai mers cu Camila, dar cred că era din peisaj. Noi, pe acele dune, cu acele cămile, n-avea cum să iasă rău. După ce s-au plimbat și au admirat peisajul care îți tăia pur și simplu răsuflarea, cei doi au luat cina într-un loc inedit. Ferești, niciodată. A, da? A ladies first. Această seară va continua cu o cină romantică și liniștită. Aici o să luăm noi cina. Aici. În oala asta. Nu. Ai pus ceva acolo? Nu. Moale, nu. Mergeți în un restaurant atipic, altfel decât restaurantul din asta. E mult spus restaurant. Este o locație rustică. O locație diferită. E impresionantă prin simplitatea ei. I can live here. Oh, you can? Me too, to be fair. It's warm enough. I don't need fancy things to be happy. Minima. Dacă ești tu, e ok. Yeah.
Vrei să stăm și aici? N-am mai fost într-o căsuță de lut, de... Nu știu ce era făcută, dar era foarte rustică, știi? Și gândește că oamenii chiar trăiau așa acum câteva sute de ani. Ia-te loc acolo. În partea asta aici. Așa. A, ce drăguț. Ce-mi plac paharele astea. Da, să știi că chiar sunt faine. Am văzut acolo pahare din lut și eram așa un pic invidios că uite cine a făcut acest pahar, că i-a ieșit bine. Eu când am încercat cu Ana să facem ceva asemănător, nu ne-a ieșit absolut deloc. La o lărit am vrut să fac asta cu Ana. A, cu Ana. Asta ai vrut? Asta am vrut, dar nu asta mi-a ieșit. A, nu. Ce ți-a ieșit? Nimic. Nimic. A ieșit așa o chestie. Într-o parte. Într-o parte. Eu mă estrez să poți face lucruri din lut și acel pahar era impecabil. Era foarte bine făcut. Cheers. Da. Cred că totul are puțină... Dar e bun. Cred că cel mai bun până acum. Vin? Mhm. Sau date? Amândouă. Era să te prind. Da, era. Alexandrei, i-a fost dor de tine? Cum o simți? Alexandrei, da, i-a fost dor de mine. S-a bucurat foarte mult că m-a văzut. În stilul ei caracteristic, zâmbitoare, foarte energică, mereu o prezență de spirit plăcută. Îmi place. Mi-a plăcut tot esteticul astăzi. Da. Te-ai gândit bine, da, cred că nota 10 la... Romantic. Ish. Nu, de data asta nu romantic. Nu, doar ish. Fără ish. Fără ish. Are you a countryside girl? Sunt de toate kind of girl. Toate? Da. Chiar îmi place absolut orice. Chiar mă bucur. Ești zis că la... No. Da. Chiar îmi place să descoper lucruri noi. Și frumos. Alexandra este o persoană versatilă. Se poate descurca în orice mediu și în orice context. Și mi-a demonstrat asta de multe ori. Nu sunt genul de persoană care discută sentimentele. Nu? Deloc, nu. Dar cred că m-a ajutat foarte mult să mă deschid mai mult și să trec peste unele frici pe care le-am avut și să mă deschid. Mi-a fost foarte ușor aproape de tine. Chiar dacă este dezinvoltă în exprimare, Alexandra nu atinge subiectele sensibile sau cele de natură sentimentală, pentru că probabil are o reticență la a se deschide din cauza experiențelor trecutului. Întotdeauna singurul lucru care mi s-a fost reproșat e că sunt prea închisă. Da, sunt prea închisă și nu poate să mă citească cineva. Dar cred că de aici am încercat să... Asta crezi tu? Da. Așa mi s-a fost spus. Doar trebuie să mă citești? Ai răbdare. A, da? Da. Încerc. Cu răbdarea încă mai am de învățat. Păi dacă o persoană care este mai închisă nu știe să deschidă o altă persoană, apoi cine știe? Pentru că eu știu cum aș dori eu să fiu luat, ca să zic așa, și practic am aplicat același lucru pe ea. Poate e din cauza că I'm too excited și câteodată, nu știu, mă bucur prea mult și vreau să le simt pe moment și mai repede, dar am și învățat că dacă am răbdare, lucrurile sunt mai frumoase pe parcurs. Cred că aia mi-am dat seama aici, cred că relația noastră a fost destul de treptată și nu a fost așa dintr-o dată și pot să spun că dacă de ești de acord, da. Chiar cred că a fost mai treptată și am început și cu o prietenie și după aia ceva mai mult. Noi, practic, am construit tot ce avem acum. Da. Eu cu Alexandra am avut răbdare unul cu celălalt și ceea ce am construit este foarte solid, pentru că negrăbind acest proces am reușit să ne înțelegem mai bine, să ne descoperim mai bine și să clădim ceva mai solid. Faptul că te-ai deschis la ceremonie și mi-ai spus, ai făcut scrisoarea aceea. Eu știam despre ce e vorba, dar nu atât de... Detalii. Da, n-am știut că atât de mult te-a afectat. Da. Dacă n-aș fi avut răbdare, aș fi pierdut o persoană deosebită. Persoană valoroasă, din punctul meu de vedere. Nu am povestit la nimeni lucrul ăla, din cauza că nu-mi place să deschid rana pe care
deja gen mi-a trecut un pic și am și zis, am o relație acum cu tati, nu sunt numai la fel și am înțeles unele lucruri. Pentru că tu, din ce mi-ai povestit, așa era, da, adică... Da, și chiar... Împăcată. Îi, chiar sunt împăcată, simt că sunt. Și mai ok, chiar sunt mai ok acum. So you don't have daddy issues anymore. No, I still have daddy issues for sure. Cred că dacă avem răbdare să ne ascultăm, avem răbdare să ne descoperim, reușim să ajungem mai profund, să ajungem într-un fel mai profund la acel om. You think you are spoiled? Yeah. In the meaning that you try to get attention from that. Mm-hmm. From your dad or boyfriend or man. Mm-hmm. I am. Pentru că poate câteodată era nevoia să... It's like to fill a void. Care nu-l simțeam acolo și poate de aia vreau atenția aia. Încă o mai vreau. Aia nu pot să spun că nu. Dar pot să fiu și singură. Cu siguranță experiențele trecutului ne influențează și ne afectează în mod direct sau indirect. Cred că și ea a fost și este în continuare sub influența experienței cu tatăl ei. Nu cred că poți să fii într-o relație dacă tu nu ești healed, să spunem. Despre asta vorbeam și eu. Mm-hmm. Trebuie să fii tu împăcat. Da. Fericită și după aia poți să oferi. Chiar dacă este într-un proces de vindecare, pe aici, pe acolo, se simte că probabil încă îi mai e frică de abandon și e de înțeles. Ea gestionează destul de bine situația asta. Probabil asta o și ajută să fie mai răbdătoare, mai deschisă, să poată fi mai maleabilă și cred că o mică parte din înțelegerea ei se datorează și acestui aspect. Cheers again! Alexandra nu este printre acele fete care poate s-au bucurat foarte mult de anumite privilegii. Nu am facilitat atât de rapid sau atât de ușor interacțiunea cu ea, nu i-am dat foarte multe date-uri comparând cu alte fete. De exemplu, Anei i-am oferit mai multă încredere și mai multe oportunități. Și Simone și Melissa la fel. În schimb, Alexandra a avut răbdare și a luptat pentru fiecare aspect de genul acesta. Hai că ai fost atent și... Știi că îmi place să mânc. Mi-ai zis odată, e de ajuns, adică înțelegi. Da, mi-am dat seama că înțelegi din prima. Chiar înțeleg din prima. A, uite, am luat-o pe asta. Așa? Așa? Da. Ușor, ușor, ușor. Așa. Hungry girl. Mm-hmm. Multe fete în locul ei, probabil, s-ar fi dat bătute. În schimb, perseverența Alexandrei este una care pe mine acum mă face să o apreciez de 1000 de ori mai mult decât aș fi apreciat-o înainte. Mai simplu, mm-hmm, dar bun. Așa e viața. Simplu, dar bun. Nu-ți place să o complici? Depinde. Mm. Depinde. Dacă nu era pandemia, nu cred că mă aflam aici. Nu? Nu. Nu cred că aveam curajul să îmi las locul de muncă și să fac așa ceva... nu știu, așa outside of my comfort zone. Îmi place să ies afară din comfort zone. Dar atât de tare, mm-hmm, atât de brusc. Da. Și, nu știu, uneori cred că am avut teama aia, dar acum mi-am dat seama că ar trebui să fac mai multe lucruri outside of my comfort zone, because they pay off. Tu la 22 de ani, cum erai? Nu m-aș fi plăcut eu pe mine. Nu? Nu. De ce? Aveam o direcție foarte greșită. În ce sens? Aveam alte scopuri. Money. Oh, just money? Just money. That was your main focus. Money equal success. Then. That's what you used to think, yeah. Gândirea aia m-a adus într-un punct în care m-a lovit de realitate. Mi-am dat seama, mm-hmm, că nu are nicio treabă. Da. Dar nu știu, eu nu sunt genul care e concentrat așa de mult pe bani.
Înțeleg că money does make the world go around. Lumea spune că somehow. Nu, dar da. Da. Cu banii poți să ai acces la multe lucruri în somehow. Care poți să te scoți dintr-o situație mai da, proastă. Da, pentru că eu acum, cum îi privesc, este ceva de genul eu unealt, prin care tu te poți ajuta pe tine. Da. Depinde cum vrei să-i folosești. Da, asta da. To show off or to grow? Exactly. Pentru mine to grow. Cu cât trece timpul, observ mai multe asemănări între mine și Alexandra. Chiar și filozofia ei de viață este una asemănătoare cu a mea. Își dorește să evolueze, își dorește să aibă parte de experiențe noi și chiar dacă suntem amândoi într-un proces, se pare că avem aceeași destinație. Simt nevoia că, nu știu, trebuie să fie mai bun oamenii pe planeta asta decât cât suntem. It's a long story. It is a long story. Dar măcar dacă tu ești unul dintre ei, știi că e ok și ajuți, așa. Chiar e. Can I sit in your lap? No, can I sit on your lap? No, I want to. You want to sit my on my head? Yeah, I want to. Okay, you can. I want to like to dream, yeah, like oh, you this. Like to dream. See? Yeah. I'm comfortable now. It's going to remind you of us being home. Yes, something like that. Yeah, exactly. Chiar mi-a plăcut. Ți-am zis, era un vis de-al meu. Da? Și acum, și acum to watch the sun setting. Vis de-al meu. Și până la a fi sigur că ea este aleasă, este destul de dificil să-mi dau seama. Îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu ea, îmi face plăcere prezența ei, găsesc foarte multe calități în ea, dar în același timp, oricât de mult aș aprecia aceste lucruri la Alexandra, trebuie să îmi pun întrebarea mie dacă eu sunt cel potrivit pentru ea și dacă eu sunt cu adevărat omul care o va face pe ea fericită. Salut, stai, nu închide încă, nu închide. Ne bucurăm foarte tare că ne urmărești și dacă vrei să mai vezi aventuri din emisiunea Burlacul, abonează-te la canal și la notificări ca să vezi primul atunci când punem clipuri noi din emisiune. Mulțumim mult!